Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru luni 22 februarie. Hai să vedem ce cărți o să iasă pentru această zi pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Interesant. Hai să vedem pe partea de dragoste, a ieșit aici turnul. O parte dintre voi tot vreți să țineți cu dinții neapărat de ceva toxic, de ceva ce nu e ok. Și chiar după toate revelațiile, după toate informațiile care au ieșit la iveală săptămâna trecută și vineri și duminică, voi încă tot țineți cu dinții morțiși de o situație și nu vreți să înțelegeți că nu e ok, că e momentul să dați drumul, să vă eliberați, să treceți mai departe. Și dacă n-ați vrut să faceți asta pe cont propriu, din propria inițiativă, dacă nu v-ați folosit de energia cinciului de săbii care a ieșit sâmbătă, astăzi vine turnul peste voi și nu vă mai dă nicio șansă. Pentru că se dărâmă și rămâneți acolo singuri între ruine. Eu v-am spus, dar dacă n-ați vrut să ascultați, n-ați vrut să ascultați, asta este. Fiecare trebuie să-și învețe lecțiile propriei karme. Fiecare trebuie să-și asume responsabilitatea propriilor decizii, dar și a lipsei de decizii. Pentru că și atunci când nu faceți nimic, și asta e o decizie. Acum, bineînțeles că turnul nu o să aducă finalul unei relații pentru toată lumea, că n-are cum o singură carte de tarot să dizolve toate relațiile de pe planeta asta dintr-o dată, dar atunci când turnul apare pe poziția de dragoste într-o etalare de tarot, e clar că vine cu o transformare și o transformare neașteptată. O transformare pe care nu neapărat ne-o dorim, dar care este necesară pentru binele nostru. Turnul este intervenția divină, este mâna divinității care ne scoate din cale anumite lucruri care ne împiedicau și ne pune în cale alte lucruri care să ne ajute să evoluăm, să trecem la următoarea etapă în viața noastră, în traiectoria noastră evolutivă. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, turnul poate să aducă anumite informații, anumite cuvinte, niște flash-uri așa de idei, idei inspirate care vă vin dintr-o dată sau un cuvânt spus de partenerul sau partenera voastră, un gest inconștient făcut de acesta care dintr-o dată vă luminează, vă creează acolo niște conexiuni în creierașul vostru și vă dați seama dintr-o dată de anumite lucruri, bune, rele, nu știu, asta depinde de karma fiecăruia, de karma partenerială a fiecăruia. Fiți atenți la aceste cuvinte, aceste gesturi făcute fără intenție, care vin din subconștient, care nu pot fi controlate, pentru că acolo e mai mult subtext decât într-un roman întreg. Pentru cei singuri, cu turnul aici este foarte important să faceți o autoanaliză, o introspecție, ca să înțelegeți exact de ce sunteți în situația în care sunteți. Nu sunteți împreună cu cineva pentru că nu vă doriți, pentru că n-ați găsit partenerul potrivit, pentru că nu sunteți dispuși să faceți anumite sacrificii. De ce? De ce sunteți singuri și ce vreți să faceți în privința acestui fapt? Puterea este în mâinile voastre și energia aceasta de turn este foarte bună pentru voi ca să o dirijați asupra voastră, ca să vă autoanalizați și să învățați ceva nou despre propria voastră persoană. Pentru o mică categorie dintre cei singuri, turnul s-ar putea să aducă așa peste noapte în viața voastră o persoană nouă, o persoană la care nu v-ați fi așteptat, dar e o persoană care spune exact cuvintele potrivite, tot ce vreți să auziți. Și s-ar putea cu această energie de turn să vi se aprindă călcâiele când vă așteptați mai puțin și pentru cine vă așteptați mai puțin. Turnul nu este o carte rea în esență, pentru că scopul distrugerii totale a vechiului este ca să facă loc pentru ceva nou, pentru ceva mai bun decât ce ați avut în trecut. Și indiferent ce se distruge astăzi pentru voi, că e o preconcepție, că e un vis, că e o relație, orice s-ar elimina, orice dispare din viața voastră astăzi, fiți sigur că este pentru a face loc pentru ceva mai bun, mai prosper, mai stabil. Asta e curățenia de primăvară, care e necesară aici pe partea de dragoste pentru toată lumea. Nu o să fie foarte dramatic pentru toți.
Dar pentru o mică parte dintre voi, da, o să vină cu niște schimbări radicale. Pentru restul e posibil să se schimbe doar niște lucruri minore, niște țeluri de cuplu. Poate nu vă mai doriți același lucru ca în trecut și aici se întâmplă o ajustare. Poate vă schimbați așteptările de la partenerul sau partenera voastră. Indiferent de ce schimbare o să vină aici cu turnul, este o schimbare divină, este o schimbare absolut necesară pe care nu mai puteți să o evitați. Hai să trecem mai departe pe partea de sănătate. Avem aici 4 de săbi. Cartea de odihnă. Trebuie neapărat să vă odihniți, trebuie să găsiți o metodă pentru a vă reîncărca bateriile. Lăsați-o mai încet cu munca, cu prietenii, cu dragostea, cu orice ar fi, cu orice activitate care vă ocupă aici timpul, care vă mănâncă nervii. Lăsați-o mai încet pentru că începe să vă afecteze starea de sănătate. E foarte important, mai ales în această zi, să beți suficiente lichide, să dormiți cel puțin 8 ore, să încercați să petreceți cât mai mult timp singuri, izolați de lumea exterioară, izolați de toți stimulii care vă agită, pentru că atunci când sunteți agitați, stresați, îngrijorați, supărați, nervoși, protecția voastră împotriva agenților patogeni este aproape inexistentă, toate barierele voastre de protecție sunt jos și sunteți mai susceptibili pentru a vă îmbolnăvi. Pentru cei care aveți copii, mai ales adolescenți, e posibil să vedeți astăzi că aceștia simt nevoia de a se retrage, nu vor să petreacă timp cu voi, nu vor să comunice, vor doar să fie singuri. Acordați-le acest timp pentru că e un ciclu natural, e un proces natural, au nevoie să fie singuri cu gândurile lor, să-și pună ordine în gânduri, în emoții, în sentimente și să-și încarce bateriile. Nu e o zi ca să exagerați, nu e o zi ca să insistați foarte mult pe rezolvarea multor lucruri, e o zi de petrecut în solitudine, în introspecție, de a vă reîncărca bateriile. Știu că sună ciudat pentru că e luni, dar încercați să o luați mai moale. Aveți tot restul săptămânii la dispoziție ca să rezolvați tot ce aveți de rezolvat. Astăzi aveți grijă de sănătatea voastră. Pe partea de bani, carieră, situație financiară, avem aici 4 de monede. E foarte important astăzi să nu luați decizii drastice în privința finanțelor voastre. Fie că primiți o ofertă de muncă, o ofertă de colaborare, o ofertă de investiții, de parteneriate de afaceri, orice ar fi, astăzi e o zi în care trebuie să analizați foarte atent situația, pentru că așa cum e ceapa asta aici, situația de fapt are foarte multe leiere, foarte multe straturi care vă sunt ascunse acum și pe care trebuie să le analizați înainte de a lua o decizie corectă, pentru că deocamdată nu știți ce se ascunde în această ceapă. Care e potențialul dinăuntru? E cu viermi? E stricată în mijloc? Ce e acolo înăuntru? Nu știm. Pe suprafață, la exterior, sunt foile astea galben-roșiatice, dar la interior, miezul, deocamdată nu știm ce conține. E o zi foarte bună ca să vă sfătuiți, să căutați ajutor, suport, susținere de la cineva mai experimentat. Nu ezitați să cereți susținerea familiei, a unui mentor, a unui profesor, a unei persoane pe care o respectați, pentru că această persoană poate să vă ajute să deslușiți exact ce e aici în mijloc, care-i sâmburele de adevăr din spatele acestei oferte, din spatele acestei posibilități. Dacă luați decizii impulsive, o să fie deciziile greșite, o să suferiți mai apoi, o să vă pară rău. Dacă o să mușcați din ceapa asta crezând că e un măr, o să aveți o surpriză foarte neplăcută în gură și chiar o să începeți să plângeți. E cea mai bună analogie pe care am găsit-o pentru a vă explica de ce e foarte important să studiați cu atent situația înainte de a sări cu capul înainte. Prin urmare, astăzi, mai mult ca niciodată, citiți cu atenție orice contract înainte să-l semnați. Întrebați de 10 ori ce înseamnă un termen, ce înseamnă o propoziție, ce implicații au acele lucruri înainte de a fi de acord cu o anumită situație. Cu 4 de monede aici există posibilitatea să puneți bazele pentru ceva foarte stabil, dar nu vă pripiți, nu vă grăbiți. Bun, și acum hai să vedem, înainte să finalizăm această etalare,
care este mesajul de la cardurile de înțelepciune pentru această zi. Până când amestec eu cărțile, nu uitați să-mi lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare. Și dacă v-a plăcut mesajul meu, bineînțeles, nu uitați să dați un like acestui video. Hai să vedem mesajul pentru azi, pentru toată lumea. Tot ce am nevoie vine către mine la timpul potrivit. Cer ajutor, îi spun vieții ce vreau, iar apoi permit să se întâmple acest lucru. Un mesaj foarte frumos, o mantră de manifestare. Folosiți-vă de acest mesaj atunci când deveniți impacientați, fie că e vorba de dragoste, de sănătate sau de situația voastră financiară. Astăzi este o zi care cere de la voi răbdare. Puteți să trimiteți în univers aceste cereri, aceste dorințe ale voastre, dar apoi trebuie să și permiteți universului să răspundă, să-i dați timp să revină la voi cu un răspuns, cu o soluție. Toate la timpul lor, pas cu pas, nu vă grăbiți. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și mâine. Pa, pa!